În ce procent are vină antrenorul recte domnul Vintil aici pentru această situație? Știm cu toții că nu are o foarte mare vină. E clar că atunci când te duci antrenorul la FCSB, știi la ce să te aștepți. Să te aștepți la criticile patronului, la... Dar te duci antrenor la FCSB? Sau te duci așa de... Nu știu, de sunt antrenori care acceptă acest dialog cu... și aceste critici de la patronul echipei. Eu unul nu m-aș fi dus la nicio echipă în care patronul să vină să te critici după fiecare meci. Știți foarte mult, foarte bine practicile care sunt la FCSB, dar acum nu trebuie să dăm vina pe Bogdan Argeș-Vintil. El a încercat cu mijloacele sale să creeze acolo echipă bună. La un moment dat a reușit, că a avut o serie de victorii în sezonul regular. Parcă se întâmplă ceva. E presiune mare, e un club mediatizat.